Era o dată ca niciodată, cam totdeauna, ca mereu, cansat. Un copil pe nume Romeo. Roman. Ah, Roman. Într-o dimineață, cu două zile înainte de Crăciun, Roman s-a trezit. Roman s-a trezit. Roman s-a trezit, a spus eu. A pupat pisica pe cap și a tras un părț. S-a repezit spre frigider, a luat un pahar cu lapte și trei biscuiți. Fericit a fost brat, pentru că în seara de Crăciun moșul va veni obosit. Mă duc să-l aștept Moș Crăciun. După asta Roman s-a dus să-l aștepte pe moșul. Mama lui Roman nu l-a așteptat pe moșul, pentru că știa că Moș Crăciun nu există. Și? Ups, există, există. Mama lui Roman era foarte frumoasă. Mersi. Mi se pare că ai un muc în nas. Da? Am glumit. Da? Eu când ați zis că am mușă glumitul. Păi are mai de bine, vă las pe voi alături de această familie minunată. Oare și mi-a furat? Mama? Nu, n-are cum, n-are cum. Poate eu? Da, ales. Am o idee mai bună. Azi, azi mă trezesc și azi să văd cine-i hoțul. Da, da, așa fac. Mama doarme. Mă duc până la frigider să iau alte scuiți. Se poate. Azi prind eu azi hoțul. Iar o furat biscuiții. Și ce mai ai tu, mi-ai mâncat biscuiții, pentru că ai fărmături pe păr. Am ușor de tine. Fuuu, mucoasă. Gata, am scoțul, nu mai scap. A să pândesc pe mama. Nu, eu azi n-am să dorm. Mama, încă dormi? Eu stai, am trecut un de biscuit pentru mine. Păi ce-am și în schimb, o să dau un cadou. Da, ce cadou să-i dau? Cunoc când am trecut, hârtiare, oh, perfect pentru rumelul meu. N-am înțeles, te uite biscuiții, de șlep ce-i pus. Nu-i dau eu un cadou, am venit degeaba aici. Mă duc eu acasă. Mașinac, blest!